Ires y hop. Așa. Roșile nouă ne plac acum e sezonul. Și bineînțeles, muguraș, muguraș. Emilian, când zic bucătar șef, cu cine ți se asociază? Bineînțeles, cu Valeris Food. Da, dar eu nu sunt bucătar șef. Da, dar ai să fi într-o zi. Nu te lingoși, că eu da-mi te văd că vrei să gătesc eu ceva, văd că te chinui cu Dar nu mă chinui chiar acesta. Deloc, uite cât de frumos ies, poftim. Pâine integrală. Aha. Legume proaspete și toate de la promoție de la Linela, bineînțeles. Așa, mai punem cașcaval. Asta este un sandwich multi-etajat, da, spune eu. Da, ai și verdeață prin Iată el. Așa. Numai că eu nu știu ce guriți trebuie să am eu ca să pot. Ei, și spre final, iată așa. Arată bine, ți-aș spune, dar totuși vreau să gătesc ceva, dar nu știu ce. Nu mai am inspirație. Atunci trebuie să ne reprofilăm. Eu cred că tu vreau să înțeleg cel puțin că tu vrei să ajungi unde trebuie să ajung eu. Vrei un invitat mai special? Da. Vrei un bucătar șef? Da. De unde să te inspiri? Da. De unde să furi foarte multe rețete? Da. Valeria, am o veste foarte bună pentru tine. Astăzi avem un invitat mai diferit decât toți ceilalți. Și când zic mai diferit, vreau să zic că este bucătar șef. De la cine poți cu siguranță să te inspiri? Oare cine? Bineînțeles, nimeni altul decât Petru Chicu. Aaaa! La nebun de gustos! Yeah! Și spre final am o surpriză pentru tine. Nu. Gustos? Genial! Deci bucătarul șef voi fi eu. Dragilor, observați cum fătuca asta mică tremură, cum tremură. Așa, bravo, bravo, simți concurența, pentru că în această zi, la Nebun de Gustos, în premieră vine un alt bucătar. Și nu un bucătar oarecare, dar un bucătar șef, Petru Chicu. Bună seara și bine ai venit la Nebun de Gustos. Bună seara, bine v-am regăsit. Tu vezi că el nu tremură deloc. Măi, nu poate să existe o concurență între un food blogger și un bucătar șef, înțelegi? Corect, el este șef în bucătărie, dar tu ești șef pe Instagram. Tocmai de-aia, Petru, spune-ne, te rog frumos. Pentru că noi despre Valeria știm tot, pentru că ea postează pe internet tot ce a făcut în carantină. Ce a făcut bucătarul șef Petru în timp de carantină? Să spun sincer, am făcut foarte, foarte multe gustări acasă pentru a mei dragi. I-ai hrănit foarte bine până s-au îngrășat? Chiar dimineața, un micul dejun, apoi la prânz, apoi la cină. Tot timpul diversificam niște feluri de mâncare. Și totodată avem grijă și de mica mea grădinuță, unde am multe roșii, mulți castraveți, mulți arbuști, mulți copacei. Mai pe scurt, ne-am pus zamoși, arbuși, am hărpășică, verdeață. Hărpășică, verdeață. Și înțeleg că toate zarzavaturile le iei din grădină și le duci la local și faci mâncare pentru clienți sau le cumperi de la piață? Periodic iau că, din cauza așa că nu am așa o capacitate mare de creștere, da? Că n-am nici grădină de hectare. Dar, pe general, pentru mine și pentru restaurant, o dată la două zile, tu știi că mi-e suficient. Petrujel, niște cimbrușori, am și rucol, am și busuioc, am de toate. Dar nu mi-e cu ce experimentai în timpul carantinei? Cu ce? Să ne aduc aminte că trebuie să fac o carte sau o agendă. Măcar ceva. Carte de ce n-ai făcut atâta mare? Da, e că de ce n-am făcut? De ce? Urmează. Scuze-mă, partea frumoasă este că ai stat în familie, în sânul familiei și ai gătit pentru ei, dar partea mai puțin frumoasă, pentru că faci parte din mașinăria asta cu restaurante, cât de tare a afectat această pandemie buzunarul tău și buzunarul angajaților tăi pe care i-ai, bineînțeles. Emoțiile erau în fiecare zi la limită, cred că. Că de aici îți dai seama și familia te bate la cap și vreau. De aici și angajați, dar știi ce trebuie să faci. Că domeniul de restaurant tu trebuie să-l minții într-un mod sau tu cedezi. Pentru mine cedarea e foarte complicat, nu vreau să pășesc înapoi, că foarte mult timp am mers înainte. Și pentru aceea m-am strâns în mâini și am putut să ne organizez și timp și pentru copii și surse și pentru să de a menține restaurantul și angajați. Oamenii, până în pandemie, tot timpul la restaurante mâncau, vin și acum la fel de des sau mai puțin pentru că e pandemie, pentru că le este frică, pentru că banii cam s-au epuizat? Evident că lumea vrea să mai distreze, să mai iasă în lume, să mai comuni, să socializeze, da? Dar totodată statisticile arată alte chestii, alte cifre și evident lumea se sacrifică cu aceste momente. Până una alta vă îndemn să gustați din apa mea infuzată cu piersici și mentă. O să ne
răcorească și între timp vreau să te întreb. Tu ai un record al tău, de exemplu, să gătești borșul? Am fost provocat de mai multe ori. Mm-hmm. Au fost aici ședințele în momentul acesta. Pentru bucătar tot timpul iese îți dai un marafon, da? Da. Adică îți ai o cantitate de ceapă, de exemplu, un bol plin de ceapă deja curățită. Uite că trebuie să-l gătești pentru o prăjitură anumită să faci, da? Și îți dai termen. Uite, în 2 minute trebuie să stai 1 kg de ceapă. De exemplu, să știi că îmi reușea plus minus 5-7 minute, de exemplu. Adică sunt unii momente. Tot depinde de ușenselul pe care o ai în mână. Adică cuțitul. Da, cuțitul. Eu știu că bucătarul șef mereu merge cu cuțitul. Vine cu cuțitul lui de acasă. Exact. Și eu de ultimii 7-8 ani eu umblu cu cuțitul, nu chiar și 10 ani. Chiar și când am fost în străinătate, îmblam cuțitele mele la subțoară. Și chiar și la vama mă întrebau și se uitau. Și cu maniacul ăsta, unde se duce? Și eu zic că astea sunt cuțite de bucătare. Și eu zic, da, da, înțeleg. Deseori se întâmplă că mâncăm, hai să zicem, același fel întâi zeamă, da? Da. Și gospodinii le pun la fel, găinuși sau coș nu contează, cartofii, nu știu ce, orez, bla, bla, bla. La unii gospodinii mănânci zeama aia știlingi pe... Da. Botișor, la altele fuși mâncarea asta. Ce trebuie să aibă un bucătar ca să, atunci când mănânci din bucatele lui, zici, băi, acasta, da, zeamă sau felul întâi sau doi? Pentru că fix aceleași ingrediente le pune. Sunt două ingrediente de bază. Este, este lucru sufletesc pe care îl depui în timpul gătirii și al doilea este ingredientul pe care îl introduci în mâncare. Să înțeleg că în fiecare zi tu pui sufletul acolo și îl prăjești la grătar, îl pui în zeamă. Tu, cu siguranță, ai fost în mai multe țări și ai gustat din bucătăria la mai multe popoare. Da. Care este bucătăria ta preferată? Bun, acum nu vorbim de bucătăria noastră de acasă, pentru că toată este bună. Părerea mea, bucătăria bună pentru mine este, cred că, cea mai apropiată țară este Italia, cred că, pentru noi. Sunt foarte multe zone, ca și Moldova, are multe zone și toate mâncările sunt diferite. Adică diversificate complet, radical. Chiar și paste în toate zonele, nu știu câte zone sunt, toate sunt diferite. Scuze. Și evident, țara asta deține o floră foarte bogată, unde tu practic tot anul împrejur ai legume. Evident, au și zone unde se crește și carne, dar mai puțină. Dar sunt la sigur că în orice magazin unde intri și iei o bucată de carne, să știi că poți să o faci o mâncare bună. Din păcate, la noi nu iese așa ceva, măcar că e țară agricolă, măcar că sunt foarte multe ferme, dar din păcate în magazin nu cam le regăsești pe toate, oricare cu ochii închiși s-o iei cu mâna. Trebuie să le selectezi mai. Trebuie să o selectezi, să o cauți, eu de exemplu dacă sunt crescut în carne, că am foarte mult timp a lucrat cu carne, îmi dă o seama. Crescut și... în carne? Eu așa-i spun, așa-i vorba mea. Ai crescut bine, eu am crescut în sărăcie. Să știi că am avut tone de carne în fața mea, unde trebuie să le tranșez, să le curăț. Erau multe chestii pe care trebuie să lucrez manual. Și evident, fiecare bucățică o cunoști. Ce nu gătește bucătarul Petru Chicu niciodată? Sau nu preferă să gătească acest? Sarmale. Sarmale de ce? Pentru că este... Nu se leagă la mine digestările la sarmale. E ca sushi, fac oricare, da? Cum am învățat. La sarmale nu știu, n-am răbdare. Dar nu poți iei de la nord niște doamne, niște băbuți din astea în vârstă, care se așează în jurul mesei, vreo 7-8, două pahare de vin și ras. Mama, la nord, la ochi, în toată viața m-am uitat cum leagă sarmale cele, cum le împletesc de diferite dimensiuni și tot mă uitam. Am să vă provoc, chiar dacă Valeria a zis că nu este niciun fel de concurență. Am aici două foițe. Așa. Pe una scrie sărat, iar pe una scrie dulce. Așa. Voi trebuie o să aveți pe masă mai multe ingrediente. Trebuie să inventați un mic dejun delicios. Iar eu spre final, bineînțeles că am să vă pun note. Așa. Hai, de mâna stângă. Mi-e interesant. Sărat! Dulce! Iată, Petru și Valeria, trebuie să gătiți un mic dejun, tu sărat, iar tu dulce. Iar eu am să savorez cu plăcere. După cum ați văzut, eu am extras bilețelul cu sărat și tu cu dulce. Mi-e interesant cum un bucătar care gătește de obicei carne o să pregătească un mic dejun dulce. Având experiență și în spate 3 copilași, îți dai seama că la mic dejun ai nevoie să-i dai și ceva dulce. Da, și acum da. Vom face ceva, într-adevăr, ce am mai făcut acasă. Hai să vedem ce ingrediente ai aici pe masă. Așa, în primul rând eu voi face o tartă de brânză și eu ultimul timp am început să experimentez să fac nu cu făină de grâu, dar cu făină de mălai. Nu are gluten și e foarte bine se păstrează, adică foarte bine stă. Iată un secret de la bucătar. Și ce ingrediente ai? Am nevoie așa, de brânză de vaci, ouă, unte să fie mai grăsuț, poate voi fura și o lingură două de smântână pentru el, o liguriță mică de praf de copt, vom introduce bananele și vom urna în final când vom scoate din cuptor, vom urna cu căpșuni și
și vom stropi cu miere. Oh, da? să fie mai dulce. Da. Eu o să pregătesc o fritată, da, cu cartofi. Super. Pentru această rețetă o să am nevoie de cartofi. Aici am verdeață, pătrunjel, busuioc, germen, ouă, smântână, opreț mic. Am nevoie de ardei iute, cașcaval Dahlia marca Linela și de asemenea ulei de floarea soarelui Linela. Și eu mai am nevoie de ceapă. Decor, ceapă. Tu ai venit cu cuțitul tău de acasă? Deseori când practicam bucătărie în privat, veneam și luam cuțitele proaste. Chiar proaste. Și pierdeam și timpul și nervii. Da, ai dreptate, pentru că un cuțit care nu este bine ascuțit îți strică dispoziția. Dispoziția, da. Și evident vrei să faci mai multe, dar îți încurcă. Și timpul pentru mine foarte mult contează. Deci bucătarii tot timpul au nevoie de ceas, o ceas la bucătărie, da? De obicei când faci o mâncare, îți uite la timp ca să fie gata. Iată, eu mă uit la tine și tu ai o față de asta mai brutală. Ai tatu. De ce anume bucătăria? Și plus la toate, tu te asociezi cu carnea. Carnea este o mâncare mai brutală. Da, dar da. De ce tot și bucătărie? Cum zic, bărbătească, da? Da. Am avut foarte mult timp lucrând cu carnea manuală, adică cu cuțitul, tranșarea. Și evident că tu ai tot timpul la îndemână carne, te gândești ce să faci cu ea, da? Îți mai dă-i întrebare singur ție. Dar în gând că nu era să fiu bucătar. Adică, nu știu. Tu ai început să lucrezi cu carnea și de la asta... Eu eram un amator care făceam câteodată clotite, brânzoace acasă, o friptorică dacă mă ruga mama, dar și nu o duceam până la capăt, că trebuie să știi cât trebuie să călească carnea aceea, când să pui ceapa, când să pui morcă, mai pe scurt. Și nu ne era în gând niciodată să fiu bucătar, uite că asta este scopul meu de viață. La câți ani tu ai avut ideea asta de a merge mai departe? Eu, după clasa 12 sau nu? Cam după clasa 11. Pe timpul celei erau clasa 11. Și, evident, această întrebare mi-a dat taic-meu și am zis că, băițele, trebuie să faci ceva. Ce faci mai departe? Eu am spus, nu știu, trebuie să mă gândesc. Și eu, a două zi, seara, am zis, tăticu și mămica, dar voi unde ați învățat? Ce ați făcut voi? Și ei mi-au spus, uite că noi am învățat la culinar în tehnicum. Și mă duc încolo. Ai decis să alegi calea lor. Uite că ei ce făceau îmi plăcea, da? Și evident copiii ce fac, ei se iau după părinți, iau exemple părinților. Adică eu așa consider că dacă părintele nu ți îndrumă ție calea, adică spunând, adică îți oferă ție posibilitatea să alegi. Mie mi s-a dat posibilitatea să aleg. Adică eu am văzut ce fac părinții și ce pot și am văzut că asta mi se leagă. Și în decembrie, 25 decembrie, cum acum țin minte, am primit diploma de categoria 3, bucătar, în 97. Adică eu, profesia mea, ne-am căpătat-o în anii 97. Așa. Adică eu pot să mă consider bucătar de 20 de ani. 23. Ce îți plăcea să mănânci când erai mic copil sau îți plăcea chiar să gătești? Eram nebunatică după clătite. E că mama făcea clătite pe două tigăi, de sărbători tot timpul gătea, făcea cușmalogoguță, da? Cușmalogoguță, înțelegi că sunt două rețete, da, pe care poate mai puțin lucrurași. Clătite și foi? Făcute nu din foi. Se ia din aluat, da, se taie aluatul, se prăjește în ulei, se fac și se amestecă cu arahide prăjite. Uh-huh. Și tot în plutura asta se ia cu unt și cu lapte condensat. Și puțin cacao, se face o mixtură și tot aceasta se aruncă acolo. Se mișcă și se formează formă de goguță. Și când se imbibe aceste bule de care au fost prăjite din aluat, se dă seama că forma de tortă rămâne cum ieșește cușma lui goguță, da, și da, e, da. Nu-i dreaptă, așa-i? Și numai de sărbători când ducem la nord, eu atunci o pot gusta. Și nu toți o fac, trebuie răbdare. Să cocelești această tortă, o să o faci ca de dege. Trebuie să-l tai, să le pui în ulei, să le scoți, să le scurci. Ție îți plăceau anume clătitele, clătite. Și se asociază cușma lui goguță cu copilăria ta. Da, da, da. Dar ce îți plăcea să gătești în copilărie? Sau poate prima mâncare care ai pregătit-o? Prima mâncare? Aceleși clătite. A, toate clătitele au fost. Părinții lucrau des dimineață, da, pe timpul sovietic și eu, dacă eram ultimul copil, fratele la școală, sora la școală și eu rămâneam singur până la amiază. Scol dimineața, ce să faci? Tu știi că mama în clătite au pus așa, ouă, făină, zahăr, da, și lapte. Da, dar tu poți ști, dar să nu-ți iasă așa cum trebuie. Deci normal că nu ai ieșit.
Obișnuiești să faci workshop-uri sau masterclass-uri pentru a învăța oamenii cum să gătească? Mă crezi? Ieri primisem un mesaj pe Facebook. Scrie, domnul Petru, dumneavoastră puteți să ne oferiți un masterclass online? Scrie, stai o leacă. Dar nu te-ai gândit la așa ceva? Nu m-am gândit la așa ceva, dar ce? Omului când îi redai, când se pipăi cu mâna, să vadă cum se taie în realitate, cât emoții, cât... Dar nu poți să filmezi online și spui, uite că carnea e gata. Gata. Dacă sau ceva din carne, un fripturică sau un julien să faci, nu contează, ceva să faci din carne. Dar nu poți să o redai prin cameră. Prin cameră. Dar ai făcut masterclass-uri sau n-ai făcut da, niciodată? Da, masterclass-uri am făcut. Și nu unul. Și cum? Știi, uite, chiar am vorbit și cu profesorii de la liceu unde frecventează copilul meu, da? Și i-am propus că, uite, că spate de intrat în bucătăria școlară, unde poți să dai niște tipuri de mâncare mai sănătoase pentru copii, de exemplu. Dar cineva din copiii tăi îți calcă pe urme? Tu știi când tata faci mâncare, îi tăs în capul meu. Dar la cine crezi? Unul din ei o să-ți calce pe urme? Și dacă ai vrea să-ți calci lor, pe urme? La cel mai mare îi place când tata gătește. El îi ia, am așa un pufic pătrat, se ia pe el și se uite. Și el totodată, cât ou, cât zahăr, cât făină, și pui mai departe, se uite cum prăjesc, sau calesc, sau un neduș, nu, mai pe scurt. Și mai culegem niște verdeață din grădină, da? Se uite verdeață, se întreabă cum asta. E super, pentru că copilul încearcă să, adică învață în primul rând toate ingredientele, da. Și cumva se familiarizează cu ceea ce crește la tine în grădină. Da, asta e un exemplu bun pentru el, că el să aibă un bagaj de informații deja pregătit. Tata a pregătit deja, da. Budinca, așa să zicem. Un tip de budincă, un da? Un tip de budincă. O punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru cât timp? Presupun că tava nu este înaltă, da? Uh-huh. Și turta nu este mare. Undeva la 35 de minute. 35 de la minute. La 170-180 de grade. Între timp eu să pregătesc fritata, o să curăț totul aici și voi o să aveți aici niște challenge-uri cu Emilian. Ok. Petru, vreau să te testez cât de des mergi tu la cumpărături. Am cumpărat mai multe produse de la Lenina și vreau să ghicești prețul. Deci o să începem mai, bineînțeles că eu am și o listă specială, pentru că eu am o memorie foarte... Aici sunt prețurile exacte, e vorba și de câțiva bănuți acolo. Adică deci o să începem mai întâi cu hârtia de masă. Cum crezi? La ce preț este această hârtie? Hârtie de masă? Prosoape. Vreau să mă uit câți metri are. Câți metri are? Are 100 de metri. Vreau să pune în zona de până la 56 lei, 55 lei. Așa de scump pentru Moldova, pentru hârtie! Și mai ales la Lina și exagerez. Nu, e mai puțin preț. Nu, atunci luăm mijlocul, e 43-45. 43 de lei. Nu este corect, răspunsul corect este 38,50. Înghețată. La jumătate de kilogram. Din cât costă? De cocos. Nu ca de cocos. E produs în Moldova. Produs, bineînțeles, marca Linela. Wow. Wow, nu știa. E ca la tine la local, dacă ai luat înghețată de asta, ar veni clienții și roaie. Așa, un kilogram de înghețată simplă costă jur la 50 de lei. Asta e cu cocos, să presupun că e jumătate de preț. Jur la vreo 40-42 lei. Aproape genial, costă 49,95, bravo! O mănânc eu. O mănânc și tu, ia ta! Da, e foarte bun, dacă ghicești, ți-ai produsele ție. Deci avem pâine, deci 7 spice, există 7 minuni, 7 zile săptămânii și pâinea 7 spice, ar costa? Pâinea e în jur la 7,50 lei de bani. Corect, pâinea este a ta, înghețata nu ți-o dau. Tot e mea. Tot e a ta, în afară de hârtie, mergem mai departe, avem cașcaval 150 de grame, la prețul de? 27. 26,85, bravo! Este, mergem mai departe. Plus 5 bănuți, da? 5 bănuți s-am găsit. Da, corect. Avem așa, brânză bun, străbun. Deci brânză de asta în fiecare dimineață nu există. 350 de grame. Da, 350 de grame. Avem la prețul de... La 300 de grame, 4% dietică, eu presupun da. La vreo 17-18 lei trebuie să fie. Corect, aproape. 19,25 lei de bani. Este a tău? O, preț mic! Lapte! 2,5 la prețul de... Laptele e foarte diferit acum în prețuri. Un lapte bun ar fi bine scos în jur la vreo 10-11 lei să fie accesibil. Corect, 10-11, dar dacă suntem la Lenia, la care este un preț mai mic? 10-19. Nu, 9 și 10 laptele. 9 și 10. Îți dau numai jumate, un pahar de lapte, îți dau ție unul.
las mie. Da. Și mai avem ultima. Avem paste la preț jumătate de kilogram. Asta, scuzați-mă, e sfântă. Torba asta e sfântă. Paste toți făcute. Așa, da, avem paste la prețul de... Să văd de producătorul. 14 lei, 13,50. Nu. 15,95. Poți să-l iei, gata. Te-am crezut că merge... Plus minus un plus leu. Minus în afară nu, de două trag, produse. Trag la mine mai mult. Plus minus un leu, trebuie cât mai ieftin, bineînțeles. Da. Acum vreau să vedem dacă la capitolul gătit o duci foarte și foarte bine, pentru că așa da. Și este. Vreau să văd la capitolul tot ce înseamnă gust, miros, simțuri, dacă ești extrem de... Și vrei să-mi dai tot la rând. Să dau să gust câte ceva și după care o să vedem dacă ești iscusit și întreba aceasta. Deci, după cum observi, avem 6 pahare cu ceva lichid în ele. Am să te rog, în primul rând, să acoperim nasul, să nu poți mirosi. Da. Doar să guști din aceste pahare și să ne spui exact ce este. Atent, atent, așa. Așa. Vezi dacă nasul e mare. Este închis? Da, respir pe gură. Nu, aici scrie pe fiecare pahar ce este. Ei, tu nu trebuie să vezi. Din stânga sau din dreapta? Hai, din dreapta, mai ușor. Din dreapta. Hai de aici. Ho, Red Bull. Bravo, băutură energizantă. Este. Mergem mai departe. Parcă e borș acru. Bravo, este borș acru. Mergem mai departe. Mai avem aici un paharuț. Dar măcar un pahar cu apă, poate? Ia, uite, ai pahar cu apă. Așa. Dacă vrei după asta să sclătești glandele, atunci ia un pahar cu apă. Dacă vrei să vomiți, ai și o cupă specială. După asta o să punem un pic de înghețat și o să facem un cocktail. Ceai negru. Ceai negru. Este. Mergem mai departe. Uite că mă uit la tine, nu mă uit la pahare. Da, bravo. Eu... E un tip... Cu tomat ceva. Corect. Ne aduce aminte, tinereață. De sărășii, nu de tine. Așa. Păi și eu spus că o poți băga. Așa. Nu e suc de tomat și nu e tomat. Cea mai renumită conservă, să începi cu G, punctul G. Cu peșe, da? Da. A, gingerică. Da, tu mama lui de gingerică, măi Petrică. Da, așa, da. Este, merge mai departe. Și după gingerică o să meargă această băutură, da. Cu siguranță. Poți să-l dai pe tăi odată. Berecică. Blondă. Blondă, bere blondă. Și ultima încercare să... Să nu-ți vadă. Este sos de soaie. Bravo! Din toate o ghicit pe toate. Eu v-am zis că Petru este un geniu, are bucătării, are mirosul, are gustului și are... Dăm cleaștă înapoi. La final ți-am dat ăsta. Da, de fapt, tu ai ales. Nu, n-am ales eu. Dacă alegeai aici, dacă alegeam, nu le percepeam. Energizantul era să fi fost perfect. Eu cred că deja bucatele pe care le-ați gătit împreună cu Valeria sunt gata. Văd la cuptor este ceva. Haideți să trecem la mâncare. Dragilor, chiar dacă la începutul interviului tremura doar Valeria, trebuie să recunosc că acum tremură și Valeria și Petru, pentru că urmează verdict culinar cu Emilian Crețu. Va trebui să notez de la 1 până la 10 aceste două delicii culinare. Una este sărată, făcută de Valeria, și una este dulce, făcută de Petru. Da, hai! Hai să încep, mai întâi să... Nu, stai un secundă, trebuie să vă dau un dat. Ei, deci. Mâncăm și noi. Suflă. Fuflă. Suflă. Cască groasă. Mm-hmm. Da, contrastul să fie foarte este. Bun, fierbinte și iute. Este, și acum cu un pic de miere și un pic de căpșună. Mălig? Ei, mălig. E greu să zic adevărul, tocmai de aia am să zic. Ambele sunt extrem de gustoase, ambele sunt extrem de sănătoase. Și vă mulțumim foarte mult că... Da, am să mai iau din asta. Când zic că... Dar... Nu, pur și simplu, eu nu mănânc dulce pentru că eu am burtă. Da. Dar e suficient de mare. Dar știi că eu n-am făcut o dulce? Dar ai pus miere special ca să mă îngraș.
Dar la mine nu tinc graș. Deci, dragilor, lăsând gluma la o parte, ambele delicii sunt extraordinar de gustoase. Vă mulțumim foarte mult că în această zi ați fost iarăși alături de noi. Nu uitați să comentați, subscribe, distribuiți să vadă și bucătarii voștri de acasă, și cei mici și cei mari. Și ne vedem săptămâna viitoare. Valeria, îți mulțumesc foarte mult. Petru, ești... Poftă mare. Meriți bucătar șef. Titlul e al tău. Și o poză. Așa, următoarele rețete vor fi ou poșat cu somon afumat, lasagna, de vită sau de porc ar fi? Ambele. Ioaie! Valeria, te rog frumos, fiți milă de silueta mea, de burta mea, numai... Da, să văd, da. Aici. Stai. Deci, doamne, eu nu știu exact ce bucate o să fac, dar știu că o să fie foarte multă mâncare. O să fie, pentru că de azi înainte nu o să ne numim nebun de gustos, dar ultra gustos. Dar nebunia? O scoatem. Deci, nu scoatem nebunia. De azi înainte o să fie ultra, ultra nebun de gustos. Mulțumim foarte mult că și în această ediție ați fost alături de noi. Vă pupăm, vă iubim. Nu uitați să fiți gustoși și nebuni în același timp. La revedere!